خليها مدوبه في المولات. هذا لا هذا لا يونس كاو نيت على كبره سلاسه يقول له Thank you.
pritora. Păi neicuță, i-a plăcăuța nesura. Of, 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 cum mai iese pritora. Relaxat, privește-o, mers.
perfect. Puteam să-l lași pe genunchi de atât. Acum vin nu știu în fața. Între. Eventual poți să stai într-un genunchi. Mă întorc la tine. Cel mic, să fac un pas mai la stânga lui. Înspre voi, înspre voi. Să trăiască!
Nu că aș fi un curimos, deci mă dă o dără. Câte mâne ai avut, câte brațe ai ținut. Așa m-am zis. Vorbător nu ne-ai spus, să ne iubim pe lasul. Costin a sunat părinte de dimineață și a spus că mai are o nuntă și un botez și că se recalează cu jumătate de oră slujba. A, da? Andrei. Nu-i problemă, și eu vedeam trecut pe lângă tine acum o săptămână, deci stai cu cineva, ai copilul în față la liber, da. Știi, buzat. Da. Alo? Iulia, o să vă sun ea dacă s-a să vă dea un mesaj mai târziu. Poți să-mi dă și Iulia. Da, da. Nu-i nimic. Mulțumim. Pentru jerică, soc de mari, naș și mari, toți invitații. Până ziua ta ne-ajută, oameni bun și nu de bun. Prima dată privesc pe mine, sunt văzut și eu. După aceea, privirea ta, sunt dată câte buchete, nu-i acolo? Da. Din răștiguri e mai bine, că la tot e greu. Și mă gândeam și să ridem, îmi crește cum e mai bine, că la toți din eu. Hai de acolo, tău. Thank you.
Soacră mare să-ți trăiască. Aui, neușe, să mă fac mai. Mi-am luat grija de bărbat. Aui, neușe, să mă fac. Mi-am luat grijă de bărbat. Iau, să trăiești, mășica mea. Tu mi-ai cumpărat vala, mi-ai cumpărat volama. Să trăie noșica mea, tu mi-ai aranjat volama, tu mi-ai aranjat volama. Mi-ai luat volama din oraș, mă, cumpărată de-al meu nașii. Mi-ai luat voală din oraș, mă, cumpărată de-al meu nașii. Așa? Și după aia mi-aș fi arunc singurul ta. Hai, nașule, treci la floare! Soacră mare, hai cu hăra de rotă, chiuiți băieți și fete.
bine, soacră mi, haide! Haide, stoți la Hora Mare, că mireasa pune floare. Socru mare, afară e zi cu soare. Aoleu, ce să mai zic? Ia chiui sos, nu tași odată, mă!
frumoase. Iau! Lune mare, lune mare, când se finica șopoare, ai doi fii ca doi băuri, să trăiesc mai cu luni. Lune mare, lune mare, când se finica șopoare, ai doi fii ca doi băuri, să trăiesc mai cu luni. Hai găsări, mai găsări, ba mai cu foc, joacă și nu sta pe loc. Hai găsări, mai găsări, bă, cu tanșa, frumoase chinesica. Hai găsări, mai găsări, ba mai cu foc, joacă și nu sta pe loc. Hai găsări, mai găsări, bă, cu tanșa, frumoase câtă muzica. Hei, hei, sus, bișu, ha, ha. Hai cine rică, este viață, mai de trasată până dimineață. Când se finica șofoare, ai doi fii ca doi băuri, să trăiesc mai cu luni. Nașă mare, nașă mare, când se finica șofoare, ai doi fii ca doi băuri, să trăiesc mai cu luni. Hai găsări, hai găsări, ba mai cu foc, joacă și nu sta pe loc. Hai găsări, hai găsări, ba tot așa, frumos cântă muzica. Acordeonist. Da, uite ei. Da. 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 Da.
haideți că sosește. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru robele Dumnezeu, Georgian Costin și Iulia Alina, care acum se logodesc unul cu altul și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să li se dea lor fii spre moștenirea neamului și toate cererile cele către mântuire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să li se trimite lor dragoste desăvârșită, pașnică și ajutor, pentru ca să fie binecuvântați în deplină înțelegere și în credință tare, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie păziți în viață și purtare fără prihană, ca Domnul Dumnezeu nostru să le dăruiască lor nuntă cinstită și viață neîntinată, pentru ca să fie izbăviți ei și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Sfântă Maria, cu toți Sfinței să o pomenim. Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu s-o dă-ne. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeule cel veșnic, care pe cele despărțite le aduni într-o unire și ai pus dragostea în legătură neîntreruptă, cel ce ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și le-ai arătat pe ei moștenitori făgăduinței tale însuți, binecuvintează, Doamne, și pe robii tăi aceștia, Georgian Costin și Iulia Alina, povățuindu-i pe ei spre toată fapta cea bună, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, anunțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Că ție zic cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește robul Dumnezeu Georgian Costine cu robul Dumnezeu Iulia Alina. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește robul Dumnezeu Georgian Costin cu robul Dumnezeu Iulia Alina. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește robul Dumnezeu Georgian Costin cu robul Dumnezeu Iulia Alina. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
acum și pururea și în vecii vecilor. Atât, o țineți aici, că o să mișcăm după aceea mâna cealaltă. Și țineți mea strași. Se logodește robul Dumnezeu Iuria Lina cu robul Dumnezeu Georgian Costin în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește robul Dumnezeu Iuria Lina cu robul Dumnezeu Georgian Costin în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește robul Dumnezeu Iuria Lina cu robul Dumnezeu Georgian Costin în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. La dreapta, prima dată. Așa. După care acum nașii, scoateți verighetele și le puneți pe mâna stângă, degetul ei mera. Așa. Și acolo să le păstrați până la... Domnule, să ne rugăm! Doamne Dumnezeul nostru, care împreună cu sluga patriarhului Avraam ai călătorit în Mesopotamia, trimițându-l să lugodească femeie stăpânului său Isaac și prin mijlocirea scoaterii de apă ei descoperit să lugodească pe Rebeca însuți, binecuvintează logodna rudilor tăi acestora, Georgian Costin și Iulia Alina. Și întărește cuvântul pe care și l-au dat. Unește-i pe ei cu Sfânta Unire, cea de la tine, că tu din început ai zidit bărbat și femeie și de la tine se însoțește bărbatului femeie spre ajutor și spre dăinirea neamului omenesc. Însuți, dar, Stăpâne Dumnezeul nostru, Cel ce ai trimis adevărul peste moștenirea ta și făgădința ta peste robii tăi, părinții noștri, cei aleși ai tăi din neam în neam, caută spre robul tău, Georgian Costin, și spre roaba ta, Iulia Alina, și întărește logodna lor în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste. Că Tu, Doamne, ai arătat să se dea logodire și să se întărească toate. Prin inel s-a dat lui Iosif stăpânirea în Egipt, prin inel s-a preamărit Daniel în țara Babilonului, prin inel s-a arătat adevărul Tamari, prin inel Părintele nostru cel Ceresc s-a îndurat spre Fiul cel Risipitor când a zis: dați inel în dreapta lor și junghim vițelul cel gras mâncând să ne veselim. Această dreapta a Ta, Doamne, între armate Moise, Marea Roșie, căci prin cuvântul Tău cel adevărat cerurile s-au întărit și pământul s-a întemeiat. Și dreapta robilor Tăi să se binecuvinteze cu cuvântul Tău cel puternic și cu brațul Tău cel înalt. Însuți, dar și acum, Stăpâne, binecuvintează această punere a inelelor cu binecuvântare cerească. Și Îngerul Domnului să meargă înaintea lor cu în toate zilele vieții lor, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate câte sunt și Ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătoasă și mă mântuiește. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru robiul Dumnezeu, Georgian Costin și Iulia Alina, care acum se însoțesc unul cu altul prin taina nunții, și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fie binecuvântată nunta aceasta ca și aceea din Cana Galilei, pentru ca să le dea lor bună înțelegere, viață cumpătată și rod pântecelui spre folos, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se veselească ei la vederea fiilor și a fiicelor lor, pentru ca să li se dăruiască lor bucuria nașterii de prunci buni și purtare fără de prihană în viață, pentru ca să le împlinească lor și nouă toate cererile cele către mântuire, pentru ca să fie izbăviți ei și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Lui Hristos Dumnezeu să o dăne. Doamne! Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și rechinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnule, să ne rugăm! Doamne, Dumnezeu cel preacurat și ziditorul a toată făptura, care din iubire
destinatea ta de oameni ai prefăcut coasta strămoșului Adam o femeie și i-ai dăruit lui, i-ai binecuvântat pe ei și i-ai zis, creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și îl stăpâniți. Și pe amândoi a arătat un trup prin însoțire, căci pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Cel ce ai binecuvântat, pe robul tău Avraam și ai deschis pântecele Sarei și l-ai făcut tata multor neamuri. Cel ce ai dăruit pe Isaac Rebecca și ai binecuvântat nașterea ei, care ai însoțit pe Iacob cu Rahela și din ei ai arătat 12 patriarhi. Cel ce ai însoțit pe Iosif cu Asineta și le-ai dăruit lor prunci pe Efrem și pe Manase, care ai primit pe Zaharia și pe Elisabeta și le-ai dat lor prunci pe înainte mergătorul. Cel ce din rădăcina lui Iesei, după trup, ai crescut pe pururea fecioară și din ea te-ai întrupat și te-ai născut pentru mântuirea neamului omenesc, care pentru negrăitul tău dar și multa bunătate ai venit în calea Galilei și nunta care era acolo ai binecuvântat-o, ca să arăți că din voia ta se face însoțirea cea după lege și nașterea de prunci din această însoțire. Însuți, Stăpâne Preasfinte, primește rugăciunea noastră a rugilor tăi, și precum acolo și aici, fiind de față, cu ajutorul tău cel nevăzut, binecuvintează nunta aceasta. Și dă robilor tăi acestora, Georgian Costin și Iulia Alina, viață pașnică, lungime de zile, înțelepciune, dragostea unuia către altul într-o legătură a păcii, dar și ție slavă împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului de viață, Făcătorului tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul nostru, Sfințitorul Nunții Celei Tainice și Preacurate și Legiuitorul Nunții Celei Trupești, Păzitorul Nestricăciunii și Chivernisitorul Cel Bun al Celor de Trebuință Vieții. Însuți, Stăpâne, Cel ce din început ai zidit pe om și l-ai pus pe el ca un stăpân al făpturii și ai zis, nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i facem lui ajutor din trânsul și luând una din coasele lui ai zidit femeie pe care, văzând-o Adam, a zis, iată acum os din oasele mele și trup din trupul meu, aceasta se va numi femeie, căci din bărbatul său s-a luat ea. Și acum, Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, trimite harul Tău cel ceresc peste robii Tăi, Georgian, Costin și Iulia Alina, și dă roabei Tale acestea să se plece în toate bărbatului său și robului Tău acestuia să fie cap femeii ca să viețuiască după voia Ta. Binecuvintează-i pe ei, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Avraam și pe Sara, binecuvintează-i pe ei, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca, binecuvintează-i pe ei, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Iacob și pe toți patriarhii. Păzește-i pe ei, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai păzut pe Noe în corabie. Păzește-i pe ei, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe Iona în pântecele Chitului. Păzește-i pe ei, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai păzit de foc pe Sfinții Trei Tineri, trimițându-le lor rouă din cer. Adu-ți aminte de ei, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ți-ai adus aminte de Enoch, de Sem și de Ilie. Adu-ți aminte de ei, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ți-ai adus aminte de Sfinții Tăi 40 de mucenici, trimițându-le lor curând din cer. Adă-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, și de robii Tăi aceștia, Adrian, Daniela și Ana Daria, nașii lor, și de mântașii care s-au adunat la săvârșirea acestei sfinte taine. Adă-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, de robul Tău, Georgian Costin, și de roba Ta, Iulia Alina. Și îi binecuvintează pe ei, dă-le lor roadă pântecelui, prunci buni și bună înțelegere sufletească și trupească. Înalță-i pe ei ca pe cedrii Libanului, ca o vie odrăslită. Dă-le lor roadele pământului, ca toată îndestularea având să sporească spre toată fapta bună și bineplăcutăție și să vadă pe fiii fiilor lor ca niște mlădițe tinere de măslin împrejurul mesei lor și bineplăcând înaintea Ta să strălucească precum luminătorii pe cer întru Tine, Domnul nostru, căruia se cuvine slava, puterea, cinstea și închinăciunea împreună și Părintele Tău, celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață, Sfântului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pe rugul tău, Georgian Costin, cu roaba ta, Iulia Alina. Pentru că de către tine se însoțește bărbatul cu femeia. Unește-i pe ei într-un gând. Încurunează-i într-un trup. Dăruiește-le lor roade pântece celui dobândire de prunci buni. Ca a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția, puterea și slava. A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se cunună, robru Dumnezeu,
Georgian Costine, cu roavă Dumnezeu Iulianina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Secundul roavă Dumnezeu Georgian Costine, cu roavă Dumnezeu Iulianina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Secundul roavă Dumnezeu Georgian Costine, cu roavă Dumnezeu Iulianina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Secundă roabă Dumnezeu Iulianina, cu roabă Dumnezeu Georgian Costin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Secundă roabă Dumnezeu Iulianina, cu roabă Dumnezeu Georgian Costin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Secundă roabă Dumnezeu Iulianina, cu roabă Dumnezeu Georgian Costin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Oh, să mă deranjez prea mult, dar să și stea, să nu cadă. Nu cadă, nu? Stă bine. Oh. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste ne coronează-i pe dânsii. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste ne coronează-i pe dânsii. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste ne coronează-i pe dânsii. Să luăm aminte, pace tuturor. Casa cerută la tine și le dată lor. Înțelepciune. Epistola către Efesenia Sfântului Apostol Pavel și tine. Să luăm aminte. Evanghelist Ioan și tine. Amin, Doamne!
În vremea aceea s-a făcut nuntă în Cana Galilei, iar mama lui Iisus era acolo. Și au fost chemați la nuntă și Iisus cu ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către dânsul, nu mai au vin. Iar Iisus i-a răspuns, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie? Încă n-a venit ceasul meu. Mama sa a zis celor care slujeau, faceți orice vă va spune. Și erau acolo 6 vase de piatră puse pentru curățirea iudeilor, care luau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă și le-a umplut până sus. Apoi le-a zis, scoateți și aduceți nunului. Iar ei i-au adus. Și când nunul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, ci numai slujitorii care scoseseră apa știau, a chemat nunul pe mire și i-a zis, orice om pune întâi vinul cel bun și când se amețesc, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa. Și au crezut întrânsul ucenicii săi. Doamne, Doamne, slavă ție! Când ai reținut după marină ta, rugăriți eu, zine și îngrește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Amin. Ca a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Oh, yeah.
Mâna dreaptă peste Sfântul Evanghelie, stânga peste, doar mirele. Lăsați-l doar pe el. Nașul ținem împreună de curunie. Va plecați până jos aici la Evanghelie și stați aici. Așa. Mărit să fii mire ca Avraam, binecuvântat să fii ca Isaac, să te înmulțești ca Iacov, umblând în pace și lucrând în dreptate poruncile lui Dumnezeu. Luăm împreună, dați la mine cu mânie, dați la mine, vă ridicați, vă închinați, sărătați Sfânta Cruce, Sfânta Evanghelie, cununia, mâna nașului și mâna nașii. Așa. Mergeți înapoi informații. Mireasa, poftiți în față, lăsați buchetul acolo. Mâna dreaptă, puneți peste Sfânta Cruce și Sfânta Evanghelie. Stânga peste. Vă aplicați. Nașa, ținem împreună de cununie. Așa. Și tu, mireasă, mărite să fii ca Sara, să te veselești ca Rebeca, să te înmulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rânduielile legii. Că așa binevoit Dumnezeu. Vă ridicați, vă închinați, sărătați Sfânta Cruce, Sfântul Evanghelie. Așa, Sfântul Evanghelie. Cununia mirelui, cununia dumneavoastră, mâna nașei și mâna nașului. Pe Sfânta Cruce, ați săvârșit jurământ înaintea Sfântului Altar că veți păzi legătura dragostei și a unirii dintre voi până la mormânt, curată, neîntreruptă, dreaptă și cinstită, și că nu vă veți abate de la datoriile voastre niciunul, nici altul, urmând ce este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Domnului să ne rugăm! Doamne Dumnezeul nostru, care a venit în Cana Galilei și nunta de acolo ai binecuvântat-o. Binecuvintează pe robii tăi aceștia, Georgian, Costin și Iulia Amin, care cu purtarea ta de grijă s-au însoțit prin unirea nunții. Binecuvintează intrările și ieșirile lor. Înmulțește cu bunătăți viața lor. Primește cununile lor în împărăția ta, păzindu-i curați, fără prihană și neasupriți în vecii vecilor. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treimea cea întru tot sfântă și de o ființă și începătoare de viață, o dumnezeire și o împărăție. Să vă binecuvinteze pe voi, să vă dea vouă viață îndelungată, naștere de prunci buni, sporit viață și în credință. Să vă umple pe voi de toate bunătățile cele pământești și să vă învrednicească și de desfătarea bunătăților celor făgăduite. Pentru rugăciunile preasfintei, născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților. Amin. Înțelepciune. Pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților de Dumnezeu încrunaților și întocmai cu apostolii împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Mare Mucenic Procopie și ale tuturor Sfinților, să ne iubească și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Exact în formația aceasta. Nașul primul, mirele, mireasa și nașa cu domnișoara. Și cavalerul, bineînțeles. Da. Așa, o să ne intrăm aici. Fiul tău, al viața, treia,
Sfântul e pregătit pentru botez, da? Salut, Ana. Mă trăiască bine și mă pot sănătate și mă noroc să aia. Și toată. Da, așa. Să vă trăiască. Mai dreapta, mai dreapta, la umbra acolo, mai la umbra. În regulă, mulțumesc. Mulțam. Rămânem acolo, vă rog. Ne uităm la tine, ne uităm la noi. Că... Face și vă seama, că ea niște cadre pentru... Aha, mă înțeleg. Și trebuie să vorbim sau? Da. Și vorbim. Poate să amințe de aia 2 ani de zile. Mai uită la mine. Direct în ochii mei. Mai uită-te la mine. Taci cât tulburi ordine și liniștea publică. Stângul pe tobă, zic. Merge. Poate mă împiedic să cadă în apă. Și puteți să vă bucați. Merge. Ca pe Pantera Roz. O pozan de la mâna stângă, Iulia, lasă lipit de el sau trage mâna stângă puțin mai jos. Asta rog. Doar surâs dacă vrei, dar nu, nu zâmbi. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. Uite că mă murdărești de rușine, te omor. Binecuvântat este Dumnezeu. Așa sunt de la mine.
Mai așa? Suntem bine aici? Rămâneți acolo lipiți. Rămâi acolo, Irene, jos. Nu vreau să sumez. Să vă dai și doamnul Tulă. Rămâneți acolo, rămâneți. Da. Tot doar dă-te mai în spate. Hai, uite. Să spunem de înainte, da? Da, da, să pornești. Gata? Da. Nu e vorba că se râde, e vorba că... Gata. Așa, domnule Andrei. Nu e gata, mă, lasă-l acolo. Mi-a zis șoferul de drum și mi-a trecut. Da. Are o leac pentru orice. Mă, mare. Ce căută aia cu chitul ăla aici? Știi că dacă faci am o spene, dacă... Spatele drept cu o zidă, omul. Da, rămânem puțin pe loc. Nu mișcă să